Dacă vedeți acest clip, Tataie Marin, cel care a apărut în toate vlogurile astea de pe canal, cel mai puternic bărbat pe care l-am cunoscut în viața vieților mele, din păcate nu mai este printre noi. Și haide să vă explic ce s-a întâmplat, pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat asta. Să începem cu povestea de viața lui Tataie, din care eu sincer cred că voi puteți învăța ceva, cel puțin pe viitor. Tataie a muncit de foarte mic, literalmente de la 7-8 ani, din câte am înțeles că era cărbun pentru oameni, muncă fizică de mic la propriu, de îndată ce a crescut puțin, cum era înainte, trebuia să te duci la armată obligatoriu, n-aveai cum să faci să-i dai skip, trebuia să te duci acolo să înfrunți tot ce trebuie, iar în armată, din câte am înțeles, trebuia să-ți faci un vaccin. Și înainte, pe vremuri, oamenii mei făceau vaccin la 10 oameni cu același șac. De unde Tataie a dobândit o hepatită A, lucru care a făcut practic să-i se degradeze ficatul încă de la o vârstă foarte mică, de la 20, 18, 19 ani, ceva de genul. Totuși, atunci, pe vremurile alea cel puțin, nu cred că a băgat așa de mult în seamă toată problemuța asta, sperând că probabil o să se vindece de la sine sau habar n-am. Tataie și-a continuat viața fără nicio problemă, a început munca pe tir, din câte am înțeles, tranzita Turcia foarte des, muncă din aia la fel, foarte solicitantă. Din Turcia ieri mi-a luat și acest lănțișor de aur pe care mi l-a făcut cadou atunci când m-am născut, frumos, cu numele meu scris pe el. Și totuși, Tataie Marin a mai avut și un viciu, alcoolul, care cumulat cu oboseala de la muncă și cu hepatita A dobândită din armată, a făcut ca la finalul acestui an să fie diagnosticat cu cancer la ficat în stadiu terminal. Tataie niciodată nu se făita la propriu, nu zicea nimic nimănui, iar după niște analize de rutină normale în urma unei stări de oboseală așa oarecum și după încă câteva ecografii a fost diagnosticat cu acest cancer. Am încercat orice, imunoterapie, diete, tot, dar din păcate cancerul era prea evoluat. Totuși am vrut neapărat să-i ridicăm moralul lui Tataie, chemându-l în vloguri, pentru că el putea, era dornic de viață, nu simțea nimic din spusele lui. Era în putere, tata l-a dus la un restaurant super luxos unde au avut un ospăț pe cinste, după care s-au jucat niște popice unde, fiți atenți, literalmente l-a bătut pe tata pe bune la bowling. Dar, din păcate, începea să slăbească la propriu, începeau să-i scadă chilele la propriu. Tataie, pe care îl știam eu destul de mare, așa, adică la 90 de kilograme, când le estimez eu așa undeva pe acolo, a început să slăbească foarte, foarte mult. Tricourile erau foarte, foarte largi și știam că treaba nu stă așa de bine. Ideea e că boala asta e a naibii rău de tot. Te face să te simți full, balonat la maxim doar după câteva îmbucături. Și ideea e că dacă tu n-ai caloriile alea de menținere la care să-ți menții greutatea în fiecare zi, tu slăbești automat, că așa funcționează corpul. Și dacă te simți full, n-ai cum să papi, că te simți full, nu mai intră la propriu, vine să vomiți. Lucru care l-a făcut să slăbească și pe lângă, boala asta e a naiba dublă, oarecum, de două ori, pentru că se mai extinde și la alte organe în timp. Am încercat să ignorăm asta, totuși apropiindu-se ziua lui în care i-am pregătit chestia asta. Frații mei, astăzi este ziua lui Tataie Marin, tata, așa că am venit la băieții de la Tat Biliar, nu e nicio reclamă sau ceva de genul, și vreau să iau lui Tataie niște table din alea profesionale, să se joace și el pe niște table de alea nebunatice, mă, că lui îi plac tablele foarte mult. Hai să vedem ce modele am găsit la băieți. Ia vedeți cum stă treaba, uitați-vă ce mișto arată, ce fine sunt, ești nebun, mi se par super mega, dar cred că o să-i placă lui Tataie situația, că nu cred că mai jucat el pe de-astea niciodată. Am căutat și niște zaruri mai mici, pentru că lui îi plac, nu știu, îi place să le țin așa mână frumos, e din panie totul, e nebunie. Hai să vedem, rămâne asta, mai luăm și niște zaruri și hai să vedem reacția, poate jucăm și un meci de table cu el. Ia. Hai să vedem, suntem la Tataie, n-a văzut ce am eu aici, da, o să mă pun în mijloc între ei și hai să vedem. Ah, cred că a auzit un pic. Ce-s astea? Știi ce-s astea? Nu știu. Ia uite, mă, știu, mama, e, mă. Fii atent, Tataie, ți-am luat niște table profesionale din lemn de plop, da? Fii atent să vezi, cu închidere magnetică, cu tot ce trebuie. 67 de ani a făcut Tataie, stai să vedem de unde se deschide asta, mă, frățuși. Ia să vedem. Cam așa se prezintă, cu închidere magnetică. Bam, aici e pe magnet. Senzație? N-am văzut din asta în viața mea. Bă, dar unde sunt zarurile? Nu mai găsesc zarele. Stați așa un pic, că nu știu ce am făcut cu ele, mâncați. Ah, nu mi le-a dat, mă. Nu mi le-a dat party, băieți. Fiți atenți, deci am luat lui Tataie, știam că lui nu-i plac astea mari, așa că i-am luat unele mici. Așa, i-am luat unele mici care nu sunt așa speciale. Tabla e specială și asta e din ce-a făcut? Mi-a dat doar o bucată de asta, ba nu, două. Astea mai mari sunt mai nebunatice, ele așa culori de-astea cu emerald, cu nu știu ce. Și astea sunt alea normale, că n-aveau alte sortimente, da? Și fii atent, Tataie, vreau să jucăm acum un match, să vedem dacă reușești să mă bați. Eu zic că nu mă bați. Hai să vedem dacă ne bate Tataie la 67, da? La table. Tataie a jucat toată viața, știe table de rupe. O dăm? Hai să vedem. Am început să așezăm pulurile și meciul a început. A fost unul destul
de strâns, tataia având experiență mare rău de tot, dar într-un final tot pe acolo eram amândoi. Am nevoie de o dublă și tataia să dea un 2-1 sau ceva de genul. Sunt GG, băieți. 5. Nu, mai decât să mai dai iar 2-1, dacă dai iar 3-3. Ah, 2 și alte 2. Și 6-6 sau 5-5, uitați, atenți aici. Mamă, deci dacă dau pe asta. Ia? 5-4, bă, nu! Am pierdut, băi, tataia, a câștigat, băi, ne-a spart, bă, mâncați și gura ta. Frumos, frumos. Asta e greu. Bă, dacă se modifica 4 la în 5, eram câștigător acum. Asta este ce să faci. Dar tataia deja slăbise foarte mult. Boala a avansat din ce în ce mai mult și doctorii ne dădeau speranțe zero, dar l-am ignorat complet. Am continuat să-i facem vizite, să-l bucurăm, să-l încurajăm, dar până și cu toată boala asta și cu tot ce avea el pe acolo și cât de slăbit se simțea, tot la alcool se gândea, pentru că la propriu el nici nu mai putea să mai urce scările alea. S-a dus la boxa lui de jos, de acolo de unde avea el și unde depozita toate chestiuțele, și a zis lui tata să țină el toate sticlele alea de vin pe care le primise el pe parcursul anilor, să le ia tata, să poate bea el cândva sau așa, să le ia el, că sunt ale lui și ține mult la ele. Ha, deci nu ne-a venit să credem că și atunci tot la alea se gândea. Dar n-am, ci lui chiar i-a plăcut asta, a fost și un business pentru el, la propriu el făcea țuică, făcea vin, făcea de-astea, el a fost afacere, adică a fost afacere și plăcere în același timp, a făcut ceva și productiv din asta, n-avem cum să zicem că doar a consumat sau ceva, producea, dădea, vindea, făcea calitate, era incredibil. Zilele următoare am continuat să mai mergem pe la el, dar din păcate lucrurile arătau din ce în ce mai rău. Voiam să se miște măcar un pic, îl ajutam să facă ceva mișcare, tensiunea totuși îi scădea foarte, foarte, foarte mult, s-a umflat totodată tataie din cauza lichidului care se strângea tot așa, din cauza bolii oare. Cum a fost tata Mițanu cu el, a făcut o paracenteză, dacă nu greșesc eu, și a scos acel lichid de acolo, lucru care a făcut să-i scadă tensiunea. Începeau să-l doară și mușchii peste tot, tata și eu încercând să-i facem masaj peste tot unde îl dureau, măcar să-i alinăm un pic durerea, dar degeaba. Tata începea să se simtă din ce în ce mai rău, așa că tata Mițanu și mamaie Mariana au luat decizia să-l ducă pe tataie într-un centru paliativ, unde domnii doctori de acolo să aibă grijă de el și să-i administreze măcar ceva ca să nu mai aibă durerile respective, pentru că erau insuportabile. Vă zic că erau insuportabile și sunt convins că erau insuportabile, pentru că tataie nu se văita nici măcar odată. Deci dacă tataie se văită de ceva, clar e insuportabil. Și din păcate, cu toată voința lui tataie, pe data de 11 august, cancerul a câștigat o bătălie, dar nu războiul, pentru că din cauza asta fac acest clip. Evitați cât de mult puteți voi alcoolul, odihniți-vă acele 8 ore pe noapte și nu dați nici măcar o șansă acestei boli să se atingă de voi. Pentru că în timp, dacă nu respecti aspectele astea pe care le-am precizat înainte, o poți dobândi, toată lumea o poate dobândi, deci nu vă lăsați cumva atinși de chestia asta. Gândiți-vă la ce apropiați vouă, pentru că vă iubesc și fiecare gram de alcool din el ați distruge o celulă de aia din ficat pe care ficatul se luptă să o regenereze, doar că la un moment dat, dacă tu faci asta în exces, nu o să mai poată. Și de asta urăsc cancerul ăsta la maxim. Mie mi-a luat bunicul și vouă nu vreau să vi se întâmple asta, deci de asta fac clipulețul ăsta. Poate, dacă arătați chestia asta, nu știu, bunicului vostru sau oricărui om, nu știu, care poate mai are probleme cu alcoolul sau cu foarte multă muncă, cum era tataie, poate, habar n-am, poate l-a ajutați să realizeze și poate măcar mai reducem un pic și se face o moderație care poate nu aduce boala asta așa de repede. Deci cam atât a fost și clipul ăsta, un clip mai serios pe canal, dar n-avem ce să facem, trebuie să facem și de-astea. Vă mulțumesc și tataie, dacă auzi asta de undeva, te iubesc!